de Silvia. Astăzi o să vă spun povestea vieții mele. Cum am ajuns milionară doar luând nota 10 la școală și învățând foarte bine și făcând și fapte bune. Pare imposibil, așa-i? Rămâneți până la final pentru că veți rămâne surprinși. Tu, copile, cu cine vorbești acolo? Pune mâna și învață. Ai tot viitorul în față. Ce te faci fără școală? Fără școală în ziua de azi ce ajungi? Vreau să înveți, să ai un salariu mare, nu cum am eu. Nu vrei să ajungi ca mine, nu? Mamă, nu te mai stresa! Și tu ai ajuns foarte bine! Vreau să înveți, să ai un job, să faci ceea ce-ți place și să câștigi bine. Uite, stăm într-o casă care nici măcar nu e a noastră și abia am permis să-ți cumperi rechizite pentru școală și niște haine. Eu vreau ca tu să ai un job, să-ți permiți să le cumperi copiilor tăi tot ce le trebuie. Dar pentru asta trebuie să înveți, să mergi la facultate, să iei bursă. Și cam asta era opinia mamei. Pe de o parte avea și ea dreptatea ei. Mereu mi-am dorit să o mulțumesc pe mama, să iau note mari, să o fac să fie mândră de mine. Nici bursa nu-mi strica. Primeam o bursă destul de mare. M-a ajutat să-mi acopăr cheltuielile, mai cumpăram o rochiță, mai ieșeam câteodată cu prietenii la o înghețată. Așa că de fiecare dată când veneam de la școală, stăteam cu cărțile și cu caietele în față și învățam. Eu eram cea mai nouă din clasă. Ne-am mutat curând, m-am adaptat destul de ușor. A fost o singură problemă, nu erau suficiente bănci. Așa că doamna profesoară împreună cu conducerea școlii au trebuit să coboare o bancă din podul școlii. Acum ți-o așezi, apoi te poți așeza. Încercăm să o stabilizăm și te poți așeza. Știu că nu arată ca o bancă normală și că e mai veche, dar până îți cumpărăm una nouă, va trebui să înveți de pe aceasta. E în regulă pentru tine, Silvia? Da, doamna profesoară, n-am nicio problemă. Am venit la școală să învăț. Nu contează că e o bancă mai veche, că e una mai nouă. N-o să mor câteva săptămâni până mi-aduceți una nouă. Într-adevăr, banca era puțin șubredă. Scârțâia puțin când îmi lăsam cărțile pe ea. Lemnul părea mai vechi. A trebuit să mă obișnuiesc, n-am avut de ales. Problema a fost că se făcea mișto de mine, că stau într-o bancă atât de diferită. Știi vorba aia, haina îl face pe om? În cazul ăsta, banca îl face pe om. Cum e omul, e și banca. Cu cât banca e mai frumoasă, cu atât omul e mai bun. Cu cât banca e mai urâtă, cu atât omul e mai rău. Și nu merită să fie în clasa noastră. Ăla e nivelul tău, care e nivelul băncii. Unii colegi erau atât de răutăcioși doar din simpla cauză că stăteam într-o bancă puțin mai drăpănată decât a lor. Ce vină aveam eu că m-am mutat mai târziu în orașul ăsta decât ei? Ce nu știau colegii mei este că unele lucruri chiar nu trebuie judecate după cum arată. Silvia, din câte am putut observa, te pricep foarte bine la matematică. La școala de la care vii, ai avut note foarte mari la matematică. În școala noastră nimeni n-are note atât de mari. Da, îmi place foarte mult matematica. Cu engleza stau mai prost. Cu desenul, cu artele în general. Te-aș ruga să o ajuți și pe Diana, care nu se pricepe la fel de bine la matematică cum te pricepi tu. Sigur, o să o ajut cu mare plăcere. Vrei să rămâi peste program cu Diana, să-i explici câteva lucruri la matematică? Nu trebuie să stai mai mult de 10-15 minute. E în regulă, o să stau o oră peste program. Vreau să fac tot posibilul ca Diana să ia note cât mai mari la matematică, așa că o să stau cu ea peste program. Acum ai înțeles, Diana, de ce radical din 36 este 6? Da, am înțeles! Am făcut toate exercițiile singură sub îndrumarea ta. Mâine, cu siguranță, voi lua peste 7 la test. Mulțumesc mult, Silvia! Nu știu ce mă făceam fără tine. Acum trebuie să plec acasă. Mă așteaptă mama în față cu mașina. Ce mă bucur că am reușit să o ajut. Aoleu, mi-am uitat telefonul în clasă, în bancă. Trebuie să merg și să mi-l recuperez. Nu mi-a venit să cred ce era sub banca mea. Era un cadou. Cine-o fi pus ăsta aici? Nu mai era nimeni în școală, am rămas doar eu. A plecat până și Diana. Ce era cu acest cadou aici? Cine l-a pus? Părea că pică dintr-un compartiment secret din bancă, nici măcar nu știam că există așa ceva în bănci. Am verificat în celelalte bănci să vedem dacă există acel compartiment secret. Aparent nu, doar în banca mea este. Am găsit chiar și un bilet lângă acest cadou. Scria că este pentru mine. În interiorul acelui cadou era un ghiozdan vechi, foarte vechi. Sigur era o farsă. Sephora, fata cearia, care făcea mișto de toată lumea, probabil s-a gândit să facă mișto de mine și să-mi pună acest ghiozdan vechi sub bancă. Am luat totuși acel ghiozdan și am plecat acasă. Bună, mamă, scuze că am întârziat, am rămas să o ajut pe Diana la teme. Ea nu se pricepe la fel de bine la mate cum mă pricep eu. Silvia, ce ai în spate?
Ia întoarce-te! A, da, e un ghiozdan, l-am găsit în bancă. Probabil cineva mi-a făcut o farsă și l-a pus acolo. Deși nu știu ce să zic, părea lipit de bancă, părea că e un compartiment secret în acea bancă și a căzut de acolo. Deși eu n-am fost atentă, n-am văzut nimic secret în banca aia. Vai de mine, tu copile, de unde l-ai furat? Mamă, cum să-l fur? Tocmai ți-am zis de unde l-am, de la școală. E o piesă veche de muzeu. Cei de la muzeu caută acest ghiozdan de ani de zile și tu vii cu el acasă? Vechitura asta, piesă de muzeu? Este ilegal să avem așa ceva în casă. Este istorică, trebuie să o ducem la muzeu. Se și oferă recompensă celor care o găsesc. Haide, scumpo, este șansa noastră să facem un ban în plus, urmează-mă. Doamnelor, mulțumesc că ați găsit această piesă rară de muzeu. O căutăm de ani de zile. Poftim, luați acești bani, sunt răsplata voastră. Mamă, doamna asta chiar ne dă atâția bani pentru acel ghiozdan vechi? Mulțumim mult, doamnă, chiar avem nevoie de acești bani. Mama era foarte fericită că am făcut rost de bani. Am primit o groază de bani pentru acel ghiozdan. Mama era în colmea fericirii, în sfârșit aveam bani să plătim chiria, să ne cumpărăm mâncare mai de calitate și haine mai bune. Mă bucuram pentru fericirea mamei, însă mă tot gândeam cine a pus acel ghiozdan acolo și de ce mi l-a dat tocmai mie. Ceva misterios se întâmpla la acea școală. Trebuia să aflu ce se întâmplă. Oare cum s-a descurcat Diana la testul de ieri? Văd că încă n-a venit la școală. Încă nu s-a sunat de intrare, dar ia sus sun să văd unde e. Alo, bună Diana, unde ești? Bună, acum o să vin. Ce spui? Nu te mai aud. Aoleu, mi s-a stricat și telefonul acum. Cu siguranță mama nu își permite să-mi cumpere și un telefon nou. Asta este, să vedem dacă va veni Diana înainte să se sune de intrare. Silvia, n-o să-ți vine să crezi. Am luat nota 10 la test, nu 8 cum am așteptat. Ești cea mai bună profesoară pe care am avut-o. Mulțumesc mult, sunt mândră de tine. Știam că o să reușești să iei note mare. Degeaba ai luat 10, tot urât te îmbraci. Nu o să fii niciodată cool cum suntem noi. Nu venea să cred cât de răutăcioasă era Sephora. N-am putut să stau acolo degeaba și să nu iau apărarea prietenei mele. Așa că i-am zis câteva Sephorei și din momentul acela nu s-a mai luat niciodată de Diana. M-am dus nervoasă la bancă și când am ajuns în bancă, era un alt cadou acolo care pica din compartimentul secret. De data asta n-avea cine să-l pună. Am fost în clasă în toată această perioadă. Toți colegii erau în fața clasei, nu era nimeni în spate. Atunci mi-am dat seama. Este un compartiment secret în bancă și pică de acolo. Oare ce am primit de data asta? E un telefon mobil. Ce? Chiar înainte mă plângeam că vechiul meu telefon mobil nu mai funcționează și acum dintr-o dată primesc un nou telefon? Ce se întâmplă? Nu înțeleg nimic! Nu era cel mai performant telefon, însă mă puteam descurca cu el, până primeam unul nou de la mama. V-am adus notele. Felicitări, ați luat note foarte mari. Cea mai mică notă e 8, iar cea mai mare notă e a Silviei. Felicitări, Silvia, ai luat nota 10. Pentru că anul acesta au fost note atât de mari, v-am promis că o să mergem în excursie în Livetopia. Așa că dacă ați adus banii, vă rog frumos să-mi dați banii pentru excursie să mergem să plătim cazarea. Ce mă fac? Toată lumea merge în excursie, însă mama n-are bani să-mi dea să merg și eu. O să fiu singura din clasă care nu o să-și facă niciodată prieteni la noua școală. Nu mă pot implica în nicio activitate. În timp ce ziceam asta, dintr-o dată au picat niște bani din bancă. Din acel compartiment secret. Banii au căzut direct pe picioarele mele. Era o sumă foarte mare de bani. Îmi ajungeau și mie să merg în acea excursie. Silvia, văd că ai adus și tu banii. Poți să-mi dai pentru excursie? Să fiți gata la 6 dimineața, în data de 25 iulie, să fiți în fața școlii, vă rog. Alo, bună ziua, doamna mama Silviei. Am sunat să vă cer acordul cu privire la excursia pe care o organizăm în iulie. Sunteți de acord ca Silvia să participe? Am văzut că i-ați dat bani pentru excursie, dar n-ați semnat contractul. Mă gândesc că din moment ce i-ați dat banii pentru excursie, o sumă care nu este deloc mică. Sunteți de acord, nu? Ce-ați spus? Eu nu i-am dat niciun ban. O să vă sun imediat, întâi trebuie să vorbesc cu ea. Explică-mi și mie ce te-ai apucat să faci, în ce belele ai intrat. De unde ai furat tu banii pentru excursie? Fii sinceră cu mine pentru că vei fi atât de pedepsită. Mamă, despre ce vorbești? N-am furat nimic. De unde ai avut tu bani pentru excursie? Te-am văzut cu un nou telefon. Și de unde ai luat tu acel ghiozdan pe care l-am dat la muzeu? Explică-mi. Obiectele astea nu pică din cer, banii nu pică din cer. E foarte frică că ai făcut ceva ilegal, că te-ai băgat în belele și că o să ajungi la pușcărie, în loc să stai să înveți și să-ți vezi de treaba ta. Mamă, nu-i adevărat. Uite, dacă o să spun, probabil nu mă crezi. Haide, încearcă-mă, probabil o să te cred. Le-am luat din bancă.
Ce minciuni! Chiar vrei să te cred că banca îți dă credit la vârsta ta? Ce ai căutat tu să mergi la bancă? Nu, mamă, n-am fost la banca aia. Din bancă de la școală, pur și simplu, obiectele astea mi-apar în bancă. De fiecare dată când fac ceva bine la școală, e o bancă magică care mă răsplătește. Prima dată am primit ghiozdanul pentru că am ajutat-o pe Diana la teme. Apoi am primit telefonul pentru că i-am luat apărarea Dianei în fața Seforei. Apoi am luat un 10 la matematică și am primit banii. Incredibil așa ceva! Pe lângă că te-ai apucat să faci lucruri de care nu sunt mândră ca să faci rost de bani, acum mă și minți? Sunt dezamăgită de tine! Cuvintele mamei m-au durut foarte tare. Trebuia să aflu ce s-a întâmplat. Trebuia să aflu ce se întâmplă cu banca aceea. Deja primesc prea multe lucruri. Oamenii nu mă cred. Cred că fac lucruri rele ca să obțin acele bunuri materiale. Așa că m-am hotărât să aflu care este misterul din spatele băncii mele magice. Am devenit obsedată de acea bancă. Am venit cu ciocanul la școală doar ca să găsesc compartimentul secret și să aflu de unde cad acele chestii. Colegii au început să-și facă griji pentru mine. Te simți bine? Cred că banca aia nu a venit cu instrucțiuni. Nu se folosește așa. Trebuie să stai pe scaun și să scrii pe ea, nu să te bagi sub ea. Mereu Sephora făcea mișto de mine. Însă nu-mi păsa, voiam doar să aflu ce se întâmplă cu banca asta, de ce mi-oferă atâtea lucruri. Deja nu mai pot, trebuie să renunț. N-am nicio șansă să sparg această bancă. Ce s-a auzit? Ia să mă uit sub ea. A căzut această casetă. E o casetă veche, a căzut din bancă. Va trebui să o conectez la televizor când ajung acasă și să mă uit pe ea. Oare ce-o fi pe ea? La finalul orelor m-am întors entuziasmată acasă cu acea casetă în mână. Am conectat-o la televizor. Eram curioasă să văd dacă funcționează, dacă se poate conecta la televizor. Și aparent a mers. Nu mi-a venit să cred ce este pe caseta aceea. Era un întreg film. Dacă vreți să aflați și voi ce este pe această casetă, dați like și abonați-vă, pentru că vom face și partea a doua.